Incendiile care mistuie Grecia au făcut victime inclusiv printre pompierii români aflați în misiune în peninsulă. Unul dintre salvatorii noștri a fost rănit la față, dar nu are nevoie de internare, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cei 40 de pompieri români care luptă cu flăcările alături de cei greci sunt mobilizați într-o localitate de lângă Atena. Un om a murit în incendiile uriașe care au dus la evacuarea mai multor suburbii ale capitalei elene. Corpul acestuia a fost găsit într-o fabrică distrusă de flăcări. Κοιτάξτε εδώ δεξιά οι φλόγες και οι εκρήξεις που ακούμε είναι αλλεπάλληλες. Είναι μέσα στον οικισμό πλέον. Είναι μέσα στα σπίτια. Είναι μέσα στον οικισμό. Υπάρχει εκένωση αυτή τη στιγμή. Οι κάτοικοι τρέχουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Βίτεζα și forța cu care înaintează focul a făcut ca autoritățile să dea ordin de evacuare și în localitățile învecinate, suburbii aglomerate ale Atenei. Vrilisia, la 10 km de capitala Greciei, este una dintre ele. Peste 30.000 de oameni locuiesc aici. Pompierii și poliția i-au ajutat pe localnici să plece către locuri sigure departe de flăcări. Elicoptere pentru stinți incendii au aruncat apă peste locuințe. Printre sutele de pompieri care acționează în regiunea care înconjoară Atena sunt și 40 de salvatorii români. Am salvat multiple case, dar am și limitat extinderea incendiului la vegetație uscată în zone deosebit de dificile. Uniunea Europeană a activat mecanismul european de protecție civilă, iar grecii vor primi ajutor pe lângă români din Franța, Italia și Cehia.